răspunde la această moțiune. Sperăm foarte mult că la acești 37 deputați vor mai trezi și alții, care acum nu înțeleg ce se întâmplă în țară. Eu știu, poate unii din ei vor mai discuta cu oamenii parcurs următoarelor 3-4 zile, vor mai merge prin teritoriu și vor afla că oamenii nu sunt de acord cu această lege și sunt categoric împotrivă să plătească miliardele furate de către guvernare parcursul ultimilor ani.